Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Cel mai important eveniment al săptămânii viitoare va fi luna plină roz pe 6 aprilie, la ora 6.34. Numele cele de-a doua luni pline din primăvară este roz, deoarece în această perioadă încep să înflorească primele flori în zona noastră temperată. Luna plină roz este o perioadă favorabilă pentru rezolvarea problemelor aflate în așteptare, pentru curățarea spațiului personal, pentru ajustarea planurilor și dorințelor. Este bine să aduci în casă flori proaspete sau o ramură înflorită a unui copac, care apoi va atrage bogăția și fericirea. Uleiul esențial de paciu într-o lampă aromatică te va ajuta la atragerea sumei potrivite de bani de care ai nevoie urgentă. În timpul lunii pline roz, nu trebuie să mănânci produse lactate, să vizitezi cosmeticianul și coaforul. Orice intervenții chirurgicale nu sunt recomandate, nu este nevoie să intri în dispută și să faci sport intens. Quadratura lui Mercur și Pluto pe 3 aprilie va face ca lupta pentru putere și influență, pe fondul scăderii atenției și intelectului să fie mai relevantă. Pot exista probleme legate de capitalul comun? impozite, asigurări sau taxe, sunt posibile defecțiuni broște ale echipamentelor de comunicații, pericolele în transport, călătorie și mișcare nu sunt excluse, nu sunt recomandate proceduri sau operații de diagnosticare, certurile și izbucnirile de gelozie sunt probabile în cupluri, iar dezvăluirea unor secrete neplăcute poate duce chiar la o ruptură a relațiilor. Aspectul armonios al lui Neptun și Venus de Vineri va avea un efect redus asupra afacerilor sau muncii, dar va ilumina sferele sentimentelor, creativității și va afecta în mod favorabil sănătatea majorității oamenilor. Interesele amoroase secrete și întâlnirile sunt posibile. În această zi, este bine să te căsătorești din dragoste, să anunți logodna, să ți morturisești sentimentele o oarecare relaxare și încetinală vor fi inerente pentru balanță, pești și taur. Reprezentanții acestor semne vor fi surprinși de planuri creative, romantism, iar o dispoziție ușoară și calmă va contribui la o comunicare plăcută și va face o impresie puternică prietenilor sau sufletelor pereche. Sextilul lui Marte cu nodul lunar nor karmic îi va ajuta pe cei hotărâți să dezvolte conexiuni sociale. Aspectul te va ajuta să ai inițiativa la momentul potrivit, mai ales în domenii legate de societate, caritate, servicii. Berbecii și scorpionii vor simți în special acest tranzit cu o creștere a fluxului de numerar primit și un număr crescut de contacte. Aspectul armonios al lui Marte și Saturn la mijlocul săptămânii va avea cel mai favorabil efect asupra Capricornului, Leului, Săgetătorului și Fecioarei. Asigurându-le creșterea autorității, îmbunătățind calitatea proceselor de afaceri, va exista oportunitatea de a avea grijă de sănătatea ta, de a rezolva problemele de lungă durată, afacerile și relațiile de familie vor trece și ele în prim plan, iar aici o atitudine constructivă și o responsabilitate ridicată vor ajuta la așezarea unei baze serioase pentru o perioadă lungă în viitor. Tranzitul va fi favorabil pentru rezolvarea problemelor de proprietate, reparații, achiziții, pe care gemenii, vărsătorul și racul trebuie neapărat să le folosească. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!